Bună ziua! Descoamările scalpului apar frecvent și cer control medical, aceasta deoarece pot să arate multe afecțiuni medicale. Sunt Andreea Groza, alături de mine este medicul primar dermatolog, Oana Firescu. Bună ziua! Bună ziua! Ne gândim că avem descoamări pe suprafața scalpului, le numim mătreață noi, dar medicul dermatolog ar trebui să facă o, o diferență între ele. La ce la ce afecțiuni vă gândiți? Atunci când spunem mătreață, ne referim la cele mici uh, fragmente de piele de culoare alb de fie pe care le-am observat cu toții măcar o singură dată în viață, uh, mai ales atunci când avem uh, părul închis la culoare și avem haine închise la culoare și se detașează ușor. Uh, mătreața este, de fapt, uh, un, uh, nu, nu, putem spune că este o boală, dar în anumite condiții, așa cum am spus, poate face parte dintr-o patologie dermatita seboreică sau psoriazisul scalpului, pentru că există mai multe uh, forme de mătreață. Ce înseamnă dermatita seboreică? Ei bine, dacă ar fi să avem așa niște grade ca în armată, dermatita seboreică reprezintă cea mai severă formă de mătreață, Poate să apară la nivelul scalpului, pe pielea capului, dar și la nivelul feței. Și cum o recunoaștem? Apar niște, apar niște zone roșii, le numim noi eritematoase, cu o ușoară scoamă care ne mănâncă, care ne creează un disconfort. Uh, și uh, de asemenea apare uh, dermatită seboreică și la nivelul feței. Zonele sunt cele cu, se cu sebum mai mult, adică uh, la liziera uh, dintre frunte și, și uh, uh, inserția păroasă, în sprâncene, între sprâncene, uh, pe aripile nasului, și de asemenea la bărbați poate să apară la, în mustață și în barbă și de asemenea în urechi. Iată că nu, nu, este un cadru prea vesel și poate deveni și supărătoare, nu doar inestetică.